În anii 80, legea în Constanța o făceau clanurile de interlopi, cel mai cunoscut dintre ele fiind Săceanu, care stăpânea de-a dreptul litoralul. Cei din garda veche povestesc însă de un personaj foarte dur, care l-a îngenunchiat pe Săceanu, Doru Popa. Tăticul tuturor șmecherilor, jupânul sau legenda Constanței, așa e descris misteriosul Doru Popa, personaj care a dispărut de ani buni din România, stabilindu-se în Australia. Constanțenii își amintesc bine de el, toți cei din garda veche știu cine a fost Săceanu cu adevărat. Dar nu uitați că mai tare ca el, în perioada anilor 80-90, a fost Doru Popa. Pe vremea aceea, cel mai dur din țară a fost Nichita Cezar, care era bucureștean, dar și el a recunoscut că Doru Popa este jupânul tuturor. Doru i-a caftit cam pe toți, pe vremea aceea a fost considerat cel mai tare din țară, spune un constanțean care cunoaște istoria clanurilor din oraș și nu e singurul care vorbește în acest mod despre Doru Popa. Doru Popa a fost un șmecher adevărat în anii 80-90, a fost tăticul tuturor șmecherilor din garda veche, din toată țara. Un constanțean care a știut să se impună în fața multor șmecheri din țară la acea vreme. Săceanu la rândul său a fost, este și va fi o legendă a Constanței, însă în fața lui Doru Popa a fost întotdeauna sub el. Cei din garda veche știu absolut toți cine a fost Doru Popa cu adevărat și de ce era acest om capabil. Și-a construit o viață fără griji și avea planuri mari de viitor, fiind cu ochii pe investiții chiar în Ibița. Nu cred că am fost o persoană rea și cred că am făcut mai mult bine decât rău, dar vremurile de atunci au fost așa cum au fost. Și numele rău sau bun, cum mi s-a făcut la acea perioadă, a fost făcut de cei din jurul meu, nu de mine, își începea Doru Popa povestea. Ajuns în Australia după o viață tumultoasă și mereu cu ochii în patru, Popa a încercat să se adapteze rapid la noul mediu. Când am ajuns în Australia, mi s-a dat un apartament cu un dormitor, unde cred că am trăit cele mai liniștite clipe din viața mea. Nu mă cunoștea nimeni. Mergeam pe stradă fără frica de a mă întâlni cu cineva cu care ar trebui să mă cert, dar destinul nu ți-l poți determina singur. Nu am știut că numele meu ajunsese înaintea mea aici, în Australia, Doru Popa Ciumecu, din Constanța și cum erau ideile de atunci și iar a trebuit să mă bat, până i-am liniștit, mai povestea Doru Popa. El a reușit să-și construiască o viață fără griji în scurt timp, după ce s-a mutat în Melbourne și s-a căsătorit cu o australiancă foarte bogată, care avea o herghelie de cai de curse. Ceva nu i-a plăcut însă la noul său statut, mă simțeam ca ultima spiță de căruță, cu toate că aveam milioane de dolari. După 3 ani ne-am despărțit prietenește, am cumpărat 2 restaurante, unul l-am făcut românesc, unul australian. Am fost președintele echipei românești de fotbal Revel Eagles Soccer Club timp de 6 ani, iar după un timp aveam o companie de detectiv particular și securitate care mergea foarte bine. El intenționa cu adevărat în viitorul apropiat să-și cumpere un club în Ibița și să revină în România pentru câteva afaceri neterminate. A murit cu mare regret în anul 2019. A reușit să-și construiască o viață fără griji, dar visa să revină în România pentru câteva afaceri neterminate. Din păcate pentru el, nu a mai apucat. Și-a găsit sfârșitul tocmai în Australia. A lăsat în urmă multă durere, iar toți cei care l-au cunoscut regretau dispariția lui. Doru Popa era super prieten cu Kevin Rudd, un fost politician care a fost numit de 2 ori în funcția de prim-ministru al Australiei, între anii 2007 și 2010 și în anul 2013. Acesta la rândul lui era probabil devastat de decesul celui supranumit, tăticul tuturor șmecherilor. Doru Popa Ciumecu a fost un șmecher în adevăratul sens al cuvântului. În timpul unei partide de barbut, l-a lovit crum pe Săceanu cel Bătrân, liderul celui mai cunoscut clan de interlop din Constanța în anii 80.
În urma scandalului, Săceanu a ajuns la spital, iar după externare a trăit cu o placă de titan în cap. Doru Popa Ciumecu a fost unul dintre legendarii interlopii ai României și a murit în Australia. A fost momentul în care Doru Popa a fost marinar și și-a câștigat titulatura de boss al Constanței. Toți cei din garda veche știu cine a fost Săceanu, dar nu uitați că mai tare ca el, în perioada anilor 80-90, a fost Doru Popa. La vremea respectivă, cel mai ciumec din țară a fost Nichita Cezar, care era bucureștean, dar și el a recunoscut că Doru Popa era jupânul tuturor. Doru i-a fript cam pe toți. Pe vremea aceea a fost considerat cel mai tare din țară. În anul 2014, Ismail, zis Săceanu, a murit pe un pat de spital. Bărbatul era cunoscut drept fostul lider al clanurilor interlope din Constanța. Săceanu era suspect de mai multe afecțiuni. A fost operat, însă s-a simțit rău și a mers din nou la spital, iar de această dată medicii nu i-au mai putut salva viața. A devenit cunoscut în Constanța încă dinainte de 1989. Apropiații spun despre el că era analfabet, dar a avut inteligența să-i controleze pe toți cei care aveau afaceri necurate pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Săceanu a început afacerile ca valutist, făcea schimburi valutare la limita legii. Apoi el s-a specializat în câștiguri din jocuri de noroc și ulterior a devenit cămătar. Acesta se mândrea cu faptul că nu s-a ocupat niciodată de lucruri grave, precum servicii contra cost sau trafic. În plus, el avea o afecțiune medicală și nu ar fi putut fi încarcerat. Săceanu avea o placă de oțel în cap, dobândită după ce s-a certat cu Radu Popa. În anii 2000, Săceanu a pierdut supremația pe sudul litoralului, în fața clanului condus de Beniur din Mangalia. De atunci s-a ocupat o vreme de clanurile interlope din nordul litoralului și apoi a început să se retragă din activitate. Cei care îl cunoșteau spun că avea câștiguri doar din camătă și jocurile de noroc. Partidele aveau de obicei o miză foarte mare și nu se jucau pe teritoriul județului Constanța. Numele de Săceanu provine din cuvântul turcesc Sican, care înseamnă șoarece. În ultimii ani, vârsta și faptul că nu a reușit să se adapteze noilor infracțiuni l-au făcut pe Săceanu să se retragă din linia întâi. A rămas însă o legendă, avea peste 60 de ani. Nu mai făcea afacerile de altă dată, nu mai trimitea băieții din piața Chitilei să se certe pentru așa zisele teritorii de influență cu alții. Îi lăsase la înaintare pe băiatul lui și alte rude. Fabuloasa poveste a lui Marin Marian, omul a intrat în folclorul urban ca un blestem foarte ciudat, să moară Cibilan. Expresia este cunoscută de toată lumea, iar despre omul din spatele ei au habar doar cei din zona bucureșteană și golanii de cartier care au peste 50 de ani. Numele Marin Marian nu te face să tresari, însă porecla Cipilan produce fiori. El este temutul haiduc al Bucureștiului din anii 80, care după atâtea și atâtea fapte de vitejie a intrat în legendă cu celebra expresie să moară Cipilan. Mulți pronunță greșit Cibilan. Cibilan este un personaj cât se poate de real, cu un trecut de pomină, a cărui viață s-a împărțit între stadioane, pușcării și locurile unde singurul argument era pomnul. Vorba a izvorât de la romii sătui de bătăile administrate de uriașul de 2 metri, asta deși s-a născut printre romi, iar toate femeile din viața lui au fost de etnie romă. Cibilan era venerat în cântece de către maneliși de top, iar cei mai tineri dintre interlopi îi se adresau cu respectosul Tata Mare. Bărbatul în vârstă de 69 de ani, cu un trecut înspăimântător în anturajul echipei din Liga a 3-a Juventus Colentina, era îngrijitor de teren și cel mai de încredere paznic al stadionului dintre blocurile cartierului din estul capitalei. Toți cei din anturajul formației Juventus cunosc câte un detaliu cu care completează portretul halucinant și spumos al personajului. Cibi are propriul capitol într-o carte despre șmecherii Bucureștiului,
din ultimii ani ai comunismului, Cezar, regele pușcăriilor. Acolo e pomenit cu numele din buletin, Marin Marian, și de aici multe confuzii printre cititorii, cât de cât informați, în subteranele acestei lumi, fiindcă numele lui de scenă era altul. Zona de acțiune era în zona Colentina Tei, dar era temut în toată capitala. Se lăuda că n-a bătut pe nimeni niciodată nevinovat, doar pe cine l-a supărat pe el și pe mama lui. Era respectat de toată lumea în anii 1984-1985 și se delimita de interlopii vremii, biletarii cei care făceau speculă cu biletele de film, hoții de buzunare, spărgătorii și camionarii, cei care făceau trafic cu cărbune și cu lemne. I-a altuit pe toți și n-a intrat în nicio gașcă, l-a snopit și pe Coco Angel, pe vestitul Cezar și pe Dan Mutu, regii Bucureștiului la acea perioadă, până să apară Fane Spoitoru. Născut pe data de 10 ianuarie 1952, dar nici asta nu e sigur, Cibilan își duce zilele într-o baracă a stadionului din Colentina. După mulți ani în care a întors banii cu lopata, în vremea în care salariul unui român de rând era de 1500 de lei, iar o mașină Dacia costa la acea vreme 70.000 de lei, el avea în buzunar câte 20.000 de lei la fiecare ieșire în oraș, acum este prieten cu o sărăcie lucie. A intrat la închisoare din imprudență, dar de libertate nu s-a bucurat prea mult. N-a avut și retenia lui Paris, ospătarul care a vândut Intercontinentalul unor evrei cu suma de 100.000 de dolari. Cibilan a crescut într-o zonă din estul Bucureștiului, a început să joace fotbal la Sportul. Juca evident pe postul de fundaș central, dar cariera lui s-a terminat destul de rapid, fiindcă la vârsta de 18 ani și câteva luni a plecat într-un cantonament de un an și 8 luni, după ce a primit o condamnare cu executare. N-a realizat prea multe în cariera de fotbalist, dar le povestește tuturor cum la un meci a dat de pământ cu nașul Mircea Sandu. Fotbal n-a mai jucat, dar când era în libertate, nu rata nicio partidă. A văzut mii de meciuri, dar într-o zi jucau toate grupele de juniori. El asista la toate partidele, spun cunoscuții. A urmat de tânăr calea haiduciei, deși abia făcuse majoratul când a fost încarcerat. Cibilan nu s-a temut să-și spună punctul de vedere din prima zi. A intrat acolo și a întrebat cine e cel mai șmecher, șeful de acolo, și l-a scos la interval. L-a snopit pe ăla și a devenit brigadier, pe scurt șef, adică nu muncea cu ea la stuf, ci doar se plimba printre ei. Stătea în care pat voia, evident, dintre cele de jos. Îi făceau ăia unghiile, îi aduceau carne, când se nimerea să aibă așa ceva în meniu, spun oamenii de la Juventus Colentina despre trecutul celui mai de încredere paznic de la stadion. La Poarta Albă i-a cunoscut pe celebri gardieni Marome și Lungu, făcuți cunoscuți prin versurile celebrei melodii a lui Ionel Tudorache, la Chilian Port. Ci că avea marometă la un obiect periculos, cu care dacă îți dădea una, erai terminat două zile. Era dita mai omul, purta 50 la picior, este portretul bestiei, care l-a speriat până și pe durul Cibilan. După ce s-a eliberat Cibilan, s-a întors la fotbal, în calitate de bodyguard, și a urmat o altă întâmplare de pomină. Era cel mai mare fan al formației Calculatorul, care juca în Colentina, chiar pe locul unde e terenul lui Juventus. În anul 1986 a mers cu băieții într-un cantonament, la Venus. Era gardianul echipei. La un moment dat a trecut o mașină cu 5 hândrălăi pe lângă grupul calculatoriștilor și a început circul de la o femeie. Cibilan i-a pus pe toți pe capotă, se laudă cu tactica lui, l-a mințit cu dreapta și i-am dat cu stânga. Când au ajuns la hotel au aflat că erau milițieni care urmăreau pe altcineva, pe unul dintre calculatoriști. L-au luat și l-au legat cu cătușele de un calorifer și l-au lovit crunt. Cibilan urla, dați-i drumul că eu sunt dat periculos pe țară, și-a luat colegul de acolo ca pe o cârpă, ca pe un sac de cartofi și a plecat. Nu s-a temut niciodată de organele statului.
Odată a lovit un milițian, l-a dezbrăcat și când a fost arestat era îmbrăcat în colonel, spun cei care aud zilnic faptele sale. Cimilan se jură că n-a lovit niciodată oamenii nevinovați. Iar cei mai mari interlopi ai Bucureștiului erau Coco Angel, Dan Barazis, Mutu și Cezar, regele pușcăriilor. Ăștia erau cei mai periculoși interlopi, până să apară Fane Spăitoru. Cibilan i-a snopit pe toți, zicea Coco Angel în cartea aia că l-a lovit unul odată, Marin Marian, de l-a făcut praf, când îi dădea câte una, parcă îi săreau scântei din cap. Acum toți ăștia au trecut la cele veșnice, numai Cibilan mai trăiește. El este ultimul haiduc al Bucureștiului. Se ducea în centru și veneau toți cei care lucrau și îi dădeau partea. Dacă afla că a făcut unul ceva și nu i-a dat partea, era de rău. Pentru toate acestea a devenit foarte respectat în cercul interlopilor. Toți îi ziceau numai să trăiești tata mare. A avut mereu boală pe rasa pigmentată. Când a fost prima dată la pușcărie, romii au terorizat-o pe a lui mamă. Când a ieșit, s-a dus direct peste ei și i-a snopit. Dacă ți-a plăcut videoclipul meu, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu.